Salutări tuturor, bine v-am găsit la GSP Live. Ne apropiem de un nou weekend de play-off și în acest weekend vom vedea dacă Gică Hagi și Farul Constanța o vor încurca pe CFR Cluj, vor juca împotriva celor de la CFR Cluj mai bine decât au făcut-o în ultimele două meciuri cu Craiova și FCSB. Vom vedea dacă Argeșul lui Preperiță are forță să o încurce pe FCSB. O să vedem ce se întâmplă și cu Craiova, care joacă împotriva Voluntariului. O echipă aflată din ce în ce mai tare în criză financiară. Tamaș a anunțat că ar putea să plece la finalul acestui sezon pentru că oficialii clubului nu și-au respectat niște promisiuni pe care i le-ar fi făcut. O să discutăm și despre acest subiect. E o tensiune crescând de la Voluntari, deși primarul Pandele mai iese din când în când și încearcă să detensioneze lucrurile. Situația este foarte, foarte rea. Situația e și mai rea la Dinamo, unde Iuliu Mureșan pare că spune din nou adio, dar cred că e a 20-a oară în ultimele 40 de zile în care am aflat că Iuliu Mureșan e pe punctul de a părăsi clubul Dinamo. Filip nu mai e dorit de fani, o stare de tensiune între jucători și fani. O să discutăm și despre Dinamo și despre viitorul lui Dinamo, dacă Dinamo are vreun viitor. Mai discutăm în această dimineață și despre celelalte probleme mari financiare din Liga 1. O să încercăm să vorbim cu cei de la Liga Profesionistă de Fotbal, să vedem ce au mai făcut în ultimele zile, cum s-au gândit ei să rezolve această problemă a crizei financiare acute de la multe cluburi din Liga 1. Două dintre ele nici nu mai termină practic, termină competiția ținute artificial pe perfuzii cu banii Ligii Profesioniste de Fotbal. Discutăm despre toate astea în această dimineață și despre multe altele. O să discutăm și despre ce a făcut și o să aflăm reacțiile pe care italienii le au în continuare după gafa uluitoare a portarului Ionuț Radu, cel care era anunțat viitorul portar al Naționalei României, o greșeală care s-ar putea să o coste titlul pe Inter Milano. Despre toate astea discutăm cu Remus Răureanu, pe care îl salut, colegul meu de la Gazeta Sporturilor. Bună dimineața, Remus. Ce faci? Bună dimineața, salut. Da, am zis că tu ai pomenit despre problemele de la FC Voluntari. Da. Și, dar exemplul clubului din Ilfov nu e unul elocvent. Izolat. Ah, ok. E ceva, e ca o boală, e ceva ce li se întâmplă multora care ajung în play-off cu costuri foarte mari. Da. Și simpla calificare în play-off nu generează și niște venituri care să acopere costurile. Bun. Dacă vrei să ajungi în play-off doar din orgoliu și ca să te poți lăuda că ți-ai creat o echipă de top 6, da, și apoi plătești niște bonusuri de sute de mii de euro către jucători, tu pornești stagiunea următoare deja pe minus. Pentru că tu împingi, au pățit la fel. Da. Clincenii au ajuns acum foarte aproape de desființare din cauza calificării în play-off în sezonul trecut. Da. Pentru că ei au făcut o echipă prea bună pentru clubul acela, cu jucători prea buni, cu Tănase, cu Rusescu, cu Gardoș și cu jucătorii aceștia, cu salarii anormal de bune pentru un club atât de mic și cu bonusurile achitate pentru calificarea în play-off către Poenaru și către fotbaliști, s-a ajuns aici, în groapă. O să vedem dacă Voluntarii vor rezista în sezonul viitor, pentru că ei ar putea să plătească bonusuri acum și pentru play-off și pentru finala cupei, de care sunt foarte aproape. Ok. Deci, practic, sunt cluburi care se întind mai mult decât își pot permite să cheltuiască. Da. Iar artificiul financiar... Da, este șocant. Este șocant cum în fotbal românesc foarte puțini conducători calculează și economic. În cele mai multe cluburi, calculele sunt făcute ca de suporteri. Da. Ce vrem? Vrem să fim campioni. Da. Vrem să fim un play-off. Da. Vrem să câștigăm cupa. Dar de ce? Cum? Dacă noi doi devenim campioni în România cu un buget de 100 de milioane de euro pe an, nu înseamnă că suntem geniali la fotbal. Deși înseamnă că am tocat o grămadă de bani. Că suntem, adică... Oricum suntem, dar ziceam așa. Ok, bun. Da, înseamnă că avem în spate vreun Alibaba cu o peșteră fantastică și ne-a finanțat nouă nebunia asta să fim campioni în România. Nu e o afacere. Ori fotbalul trebuie să fie o afacere, să fie și o afacere, indiferent de dimensiunea clubului. Un club foarte mare, cum e CFR Cluj, poate să ajungă să facă o afacere, să fie rentabil, dacă ajunge în grupe Champions League. Da. Un club precum Voluntari poate să fie rentabil dacă mai și vinde un jucător. Ori face Voluntari, n-a vândut pe nimeni. În situația de față, ce se știe acum, este că Ciobotariu va pleca. Da. Deci...
omul care a reușit performanța asta Gheorghe, se duce. Briceag, portalul Mihai Popa, okay, care e foarte tânăr și foarte, foarte bun, dar înțeleg că el a fost împrumutat de la Astra și aparține de fapt și de Dani Coman, e și al lui Dani Coman. Ok. Nu e al voluntariului, uh-huh, și atunci o să plece și el. Echipa se descompletează, antrenorul dispare de acolo. Dar rămâne primarul. Ca echipa aceasta să mai și câștige cupa și să ne mai trezim cu ea și prin preliminarii conferență. Te-ar mira lucrul ăsta? Adică n-am mai văzut filmul ăsta? Nu m-ar mira. Bine, și până la urmă, voluntarii ce să facă în preliminarii încât să se facă de râs din moment ce Craiova a pierdut cu niște albanezi, adică CSB cu niște kazahi pe care nu știa nimeni. Ce poate să facă FC Voluntari? Cu cine să piardă încât să ne minunăm? Cu cineva din... Din San Marino, San Marino, din Andorra. Da, corect. Da. Aici mai avem... Nivelul inferior acela ar fi. Exact. Mai sunt niște pași nefăcuți. Dar problema este că sunt din ce în ce mai multe cluburi în situația asta și dacă anul ăsta probabil nu sucombă niciunul din astea care încep să aibă acum probleme financiare, la anul sigur se va ajunge în situația asta, pentru că buldozerul ăsta care împinge datoriile de anul ăsta pentru la anul, cu împrumuturi din drepturile TV din anii următori, la un moment dat nu mai. Bulgările datorilor va fi atât de mare încât nu mai poate nimeni să facă nimic. Adică trebuie să vină cineva, primarul Pandele, să spună, ceea ce nu cred că își permite niciun primar din România, să spună, domnule, cât era bugetul la sport, lasă că trec eu peste tot, peste DNA, peste tot și dictez eu 10 milioane pe sezon la club. Nu, sigur nu o să facă nimeni așa. Dovada este că la Voluntari salariile au tot întârziat. Dacă Pandele ar fi avut disponibilitatea să procedeze așa cum îți imaginezi tu, să ignore curtea de conturi și tot felul de organisme de control, el ar fi suplimentat bugetul încât salariile să fi fost la zi, dar nu au fost la zi nici către fotbaliști, nici către angajați. L-ai citat mai devreme pe Tamaș cu declarația din ProSport, care se plângea tot din același motiv. Nu mi-au dat ceea ce mi-au promis, eu mi-am rupt picioarele pentru voi și voi nu mă plătiți. Exact. E clar că Pandele și niciun primar, le place primarilor să se joace de-a patronii, cum se întâmplă, s-a întâmplat la Iași cu Chirica, se întâmplă acum la Pitești cu Gentea. La un anumit nivel s-a întâmplat până acum și cu Pandele, chiar dacă el n-a fost implicat neapărat în chestiuni tehnice. Le place să se joace, dar nu cred că e vreunul care de dragul football managerului din bani publici să-și riște libertatea. Bun, dar unde se va ajunge? Pentru că pare că nimeni nu vrea să ia o decizie, o măsură, să schimbe ceva în sistemul de licențiere, în nimic, de fapt. Nimeni nu vrea să schimbe nimic. Toată lumea se bazează în continuare pe acești bani din drepturile TV. Banca TV. De vrut e posibil să vrea. Inclusiv Liga e posibil să vrea să schimbe ceva. Așa. Numai că Liga nu are forța să schimbe. Liga depinde de cele 16 cluburi din primul eșalon. Uh-huh. Ei sunt electorii lui Iorgulescu. Dacă Iorgulescu intră cu forța acum și impune niște criterii financiare stricte, dure, el o să piardă alegerile, 100%. Corect. Și atunci trebuie să jongleze, ar lua niște măsuri, că ar fi și interesul competiției, deci inclusiv al LPF. Ar lua niște măsuri, dar nu poate să-și supere votanții. Da. Trebuie să câștige alegerile, în primul rând. Asta care sunt doar undeva în Da. Că nimeni nu se apucă, niciun președinte, niciun prim-ministru nu se apucă să reformeze agresiv o țară, știind că din cauza reformelor o să piardă alegerile peste 2 luni. Da. N-ai de ce să faci așa ceva, doar dacă tu chiar nu-ți mai dorești postul respectiv. Ori Iorgulescu a anunțat că și-l dorește din moment ce va candida în scrutinul de peste o lună. Cine ar putea să intervină cu adevărat? Cine? Ar fi Burleanu. Așa. Pentru că lui Burleanu nu-i pasă de prima ligă. El n-are nevoie de cele 16 voturi. Că un vot de la CFR Cluj e egal cu un vot de la pisicuțele galbene și de la vulpițele roșii de la fotbal feminin. Sau invers, cred că sunt vulpițele galbene și pisicuțele roșii. Nu am reținut. Așa. Foarte clar. Și atunci Burleanu poate, prin comitetul executiv, să impună niște criterii de licențiere și de control financiar cu adevărat dure și să nu-i pese de prima ligă.
Prima Ligă are doi reprezentanți în comitetul executiv, pe Argăseală și pe Daniel Niculae. Ei sunt în inferioritate și orice ar crede și orice ar vota ei vor pierde mereu în fiecare ședință. Și Burleanu, dacă și-ar dori, ar fi singurul care ar putea să salveze campionatul de la un scenariu, așa cum îți imaginai tu, că la un moment dat o să fie un colaps total, din moment ce toți rostogolesc datorii înainte. Bun. Înainte, de la an la an, chiar din ani mai mulți din urmă adunate. Și acesta e motivul pentru care în România nu poate să existe un sistem așa cum există în alte campionate, unde ligile profesioniste rețin o parte din drepturile TV ca să acopere niște salarii, dacă nu cumva toate salariile fotbaliștilor. Fii atent, în România nu poți să faci asta. Țineți un pic ideea, Țineți un pic ideea. Discutăm acum cu finanțatorul celor de la Botoșani, domnul Valeriu Iftime. Bună dimineața, domnule Iftime. Bună dimineața. Ce faceți? Cum sunteți? Sunt bine. Da? Sunt bine. Sunt de la o constatuire pe probleme de apă. Apă? Apă, da. Aha. Sunt probleme și cu apa o să vină după energie. Da. După energie vine apa, care vine cu pași repede, să știți. Da. Pentru că apa e și epuizabilă și pierdem enorm de mult. Așa, dar dacă o cifră, România pierde anul aproape 700 de milioane de euro din pierderi de apă. Ceea ce, băi, extragem, o tratăm și după aia o aruncăm până tot felul de locuri din țara asta. Asta așa o cifră, ca să vă dați dimensiunea probleme. Vă rog. Vă sunasem să vă întrebăm despre cum pierde Liga apă, adică cluburile din Liga 1 cum pierd apă și cum tot mai multe cluburi intră într-o situație delicată cu datorii. Și știu că sunteți un tip care a militat în ultimii ani. Dom'le, trebuie restructurat ceva, trebuie gândit, trebuie făcut ceva. Da, tema nu e deloc simplă. Și cred că o soluție la telefon, nu știu dacă pot să o spun eu acum, dar ceea ce este absolut clar este că dacă dormim liniștiți situația actuală, dezastru nu are cum să ne ocolească. Tema este simplu, avem niște foruri pe care noi le alegem, dar alegem ca niște primari. Adică n-am făcut nimic să întâmple să schimbăm ceva la Ligă. Înțeleg că domnul Iorgulescu candidează și singurul, ceea ce, în opinia mea, n-am nimic să adică n-aș vrea să mai fiu iar un gică contra împotriva actualului președinte, dar eu nu aștept absolut nimic, nicio schimbare. Atâta timp cât șefii noștri, încolo a fost domnul Burleanu, care Eu nu-l acuz de rea credință. Îl acuz din neștiință de foarte multe ori. Îl acuz din neștiință nu că nu știe soluția fotbalului, nu știe să-și facă o echipă care să facă o analiză foarte clară a situației actuale. Să dea soluții. Soluții nu sunt, să știți. Cât o vrea noi să fim mai sever la licențiere, să dă bani la fotbaliști. Mi se pare nedrept astăzi într-o țară ca noastră să plătești 20.000, 10.000, 15.000 de euro un fotbalist. La spectacolul sportiv pe care îl avem noi. Okay. Nu se întâmplă nimic cu de exemplu mine, sau în cazul nostru și mulți pați sunt ca mine, ne-au obligat să facem o academie. Foarte interesant. Pentru că această academie cumva va fi o pepinieră viitoare și încercăm să creăm valori. Nu scoți fotbaliști în orice loc din țara asta. Dar eu cheltuie aproape 300-400.000 de euro cu academii de care practic nu pot obține nimic. Din motive care sunt și organizarea mea, că n-am cel mai bun profesor, dar n-am nici cel mai bun material genetic, vă zic copii. Că se aduce din țară, că dacă uitați la Hagi sau în altă parte, nu-s din Constanța aia. Ești din toată țara. Da. Ei, la mine, la Botoșani, mai ales nu o să vină. În condițiile astea, dacă nu intervine cumva, să spunem, un fond public, fie primăria, apar n-am județe, în așa fel încât să finanțăm aceste academii, pe mine, ca și echipă de Liga 1, mă încurc complet. Nu produc nimic pentru mine, dar pentru clubul meu, care este privat, iar eu ca privat plătesc 400-500.000 de euro pe un fond de 600 de copii sau 500 de copii cât am eu, fete și băieți, ca să fac fotbal din masă. Pe mine nu mă interesează ca privat. Asta e un aspect, înțelegeți, care poate să-mi ducă bugetul mai jos. Mai vin în arenă sportivă. Iar de aici încolo este o mare poveste a noastră și când spun a noastră, a tuturor cluburilor, dar nu unul singur. De asta ai nevoie de o ligă puternică, o ligă care să socializeze, să empatizeze cu toate problemele noastre. Faptul că noi în federație avem doi oameni nu e suficient și nici măcar nu sunt vocali. Și chiar dacă sunt vocali, sunt cuminți. Nu știu, Nicolae și încă cineva. N-au nicio putere, în opinia mea. Nu înseamnă că au doar două voturi. Iau în spate o forță teribilă care este cel mai important vector de imagine al fotbalului. Dar trebuie să știi să-l exprimi, să-l spui, să-l scari lucruri importante. Sunt convins că ar asculta cineva de ei. Așa, dacă n-au idei, vă garantez că dacă luați domnul Nicolae sau celălalt de la Ligă
de la Ligă, care este de la forul din FRF, și tot spun el o soluție. Și dacă are o soluție coerentă, pe mine nu mă întreb mai niciodată la Ligă. N-am fost nicio ședință la Ligă în mod serios, nu e o problemă noastră a Ligii, această organizație privată, care încercăm să ținem un spectacol fotbalistic în care avem niște, nu știu, buget total la Ligii noastre, dacă ne uităm, avem 16 cluburi, ori 5 milioane media, e decât 60 de 600 de milioane. Ia face de 6 milioane, dacă nu greșesc, se ocupă cineva să vadă, pentru că avem până la urmă, în afară suntem într-o competiție a rezultatului fotbalistic, în rest suntem împreună. Avem aceeași problemă de finanțare sau subfinanțare, aceeași problemă de a crește academii care sunt neproductive pentru noi, aceeași problemă a lipsei de respect față de spectatori, a luptei de a dezvolta fotbalul ca spectacol și a aduce oameni la stadion care să poată să-ți creeze, să spunem, atmosfera și lucruri care duc la importanța acestui fenomen. Noi îl decredibilizăm fotbalul, îl decredibilizăm fiecare moment. Un stadion gol sau două, trei ori gole care se mai joacă. De aici colo, cum este Rapid sau, nu știu, Craiova. Lucrurile sunt mult mai complicate. Nici eu n-am soluție, știți? Mă gândesc continuu pentru că de aia și spun că vreau să plec din fotbal. Nu plec că nu iubesc orașul, nu plec că nu iubesc fotbalul, nu-mi place fotbalul. Plec pentru că soluțiile sunt limitate total și din ce sunt și mai limitative. Eu am nevoie de 5 milioane de euro la un club din Botoșani care a primit 2 milioane de la televiziune, da? 3 milioane de euro trebuie să aduc în clubul ăsta. De unde pot să aduc? Și mă înjurul meu că vând fotbaliști, este o sursă importantă, uitați-vă în țările post-Iugoslavii, de acolo fac bani. Numai că trebuie să vezi cum faci transferuri, cum aduci, ce scouting faci. Asta cu academia care crește copii, să avem pardon, toți copiii din Franța nu sunt din Franța. Îți aduci din tot felul de scouting din afara țării, din Africa, în altă parte. Da? La mine greu să-i aduc să vină în Botoșani. E o chestiune, cum să spun eu, este subiectivă, poate, dar ea are o mare dreptate dacă o analizăm. Și mai sunt ca mine și alții care au probleme de a-și crea o academie care se producă. Știți că o academie de fotbal, ca să devină productivă, eu am fost la Aston Villa, am fost la Rennes și la Lyon, la trei academii, am visat acum 10 ani în urmă. Da. Targetul erau doi fotbaliști pe an care se joace în prima ligă. Asta e targetul, ca să fie eficientă. La orice echipă din Liga 1. La orice echipă din prima ligă. La orice echipă, da, fotbalist Liga 1, adică înseamnă valoare, okay, care poate fi după aceea. Păi, să vedem cine face treaba asta. Eu nu pot. Eu n-am scos de 4 ani pe nimeni. Din păcate. Da, vorbiți despre schimbări în fotbal, dar sunt posibile ele în momentul în care la FRF candidează un singur om pentru președinție, la LPF un singur om? Nu e clar că e un sistem închis, un sistem blocat? 100%. Dar asta e vina noastră. Eu am spus, eu nu intru în zona asta pentru că nu sunt fotbalist, am spus singur, poate am spus și alte. Eu am spus și m-am pus cumva într-o anumită contră cu domnul Burleanu, care nu mi-a reproșat, să recunosc. Și cu domnul Iorgulescu spun acum la fel, trebuie un contracandidat, trebuie să avem două opinii, două proiecte de a revitaliza fotbal la nivel de Liga 1. Nu vine nimeni. Dacă nu vine nimeni, ce așteptă? Ca eu, om de afaceri din Botoșani, să insist lângă felul meu să-l țin în viață? Nu, cred că o să mă chid și eu. Mai sunt niște primari care și ei sunt obosiți și care nu știu dacă o să stea foarte mult, pentru că dacă sunt echipe conduse de primării sau funcționari de primării, dacă primarul în funcție a dispărut următorul, vine și caut nod în papură și desfințează clubul, sunt care desfințează și fără tipul ăsta de paradigmă sau de conjunctură, știți? Dar nu poți să te gândești, adică finanțarea a fost să-ți producă bani. Eu să știți că fotbaliștii mei, dacă întrebați ce papa, căptanul echipei, da, el spune, da, aveți dreptate. Și eu am vorbit continuu că e, măi, oameni buni, eu nu vă pot, eu cât aduc de acasă, 300 de mii, 500 de milioni, pentru ce? Puneți-vă în locul meu, ce mă mână pe mine în lupta asta să pui milioane de euro de acasă, pentru ce? Ah, hai să producem, hai să ne responsabilizăm noi, să facem spectacol, să vin bilete, să fii disponibil la orice acțiune de marketing, să pună flori la fete de 8 martie, să facă nu știu ce, să facă spectacole prin comune. Trebuie să promovăm fotbalul ca să ne vinde tricouri spre... Iar pentru altă acțiune de marketing, iar trebuie să o subordonăm. La ora actuală, în opinia mea, marketingul are puterea mai mare decât orice vot antrenorul. Pentru că am nevoie de oameni care să vină, să fie atenți la clubul meu, să plătească tot felul din insemnele astea, fulare, șerpi, șabar, n-am ce. Să creăm bugete. Dacă faci un buget pozitiv, cheltuiel egal cu venitul, punct. Eu cum să fac cheltuiele egal cu venitul când salariile în România? Bă, eu vă spun o chestie, de brâsul lume. Am vrut să avem și fotbalist de la Gaz Metan. Nu vă spun cine.
dar eu am fotbalist fundaș dreapta sau fundaș stânga cu 4.000 de euro și am cerea 8 tabela gaz metan. Oameni buni! Suntem nebune la insolvență, are club, dar are jucători de nu știu, de mii, de 7-8.000 de euro salariu lunar. El fără bani cu insolvență la ușă. Matricardi, cred că era jucătorul. Cine? Era pe Fabrini. Matricardi era jucătorul. Era un fundul gol. Matricardi, spune Remus Răureanu, că era jucătorul. Mai contează că, da. În fine, vă dați seama unde suntem. Ai chestie lipsa de atenție și responsabilitate. Nu mai zic că pui niște reguli, dar eu zic că dacă avem un președinte activ, o echipă activă la nivel de ligă, pe care o plătim, că sunt bani suficienți din salariul președintelui și a salariul general, mai plătim 4 oameni buni și dăm salariul uman la oamenii ăștia, înțelegeți? Și ne apucăm să emulăm, să vorbim pe care clubul în parte, ce părere aveți, cum faceți mai departe. Hai să ne gândim aici, hai să vedem cum facem regula asta salariilor. Pentru că e normal, vă dați seama, toată lumea lângă București. Eu când eu vă dați la Botoșani, de ce ar veni la Botoșani la 4? Nici nu stăm în București, la orice echipă din clubul Bucureștiului, cu 7.000. Ce să fac eu? O chestie aveți vreau să vă mai întreb. Așa? Aproximativ, da. Aveți un calcul aproximativ de când sunteți în fotbal, câți bani ați pierdut până acum? Da, la minim matematică, sunt 8 milioane și 200.000 de euro până acum. În pierdere? Da, categoric, mă întreabă, dar s-a câștigat. Adică pune-mi întrebarea așa idiotă încât îmi vine să-l dau cu pumnii în cap. Asta este un deficit pe care companiile mele, eu și asociații mei, le-am plătit până acum în fotbal. Și că n-am nicio șansă vreodată să iau bani înapoi. Pentru că exact. Targetul nostru a fost așa, să aduc clubul ăsta să plutească, adică cât cheltuia ta face. Și recunosc că am avut 4 ani consecutiv cu buget cu 100.000 de euro în plus. Dar am trecut, am pierdut mai mult. Din niște motive de criză, lipsă de spectatori și prostii în negocierea vânzării fotbaliștilor. O ultimă întrebare am ca să vă lăsăm să vă întoarceți la conferință. Ceva în privința viitorului lui Croitoru? Ceva noutăți? Ați mai discutat? Am luat masă de Paști cu el, ce să vă spun. El e prietenul meu. Eu țin foarte mult la el. El mă respectă tare mult. Dar nimeni nu poate să spună că viața unui om de fotbal sau de un inginer bun, unui specialist foarte bun, nu îl ține patronul. Mm-hmm. Interesul lui, dacă are o ofertă din nerefuzat de parte, eu nu pot să-l țin. Chiar dacă am contract cu el, înțelegeți? Și el știe treaba asta. Și eu toți fotbalistii am întrebat, nu doar antrenorul. Deci Marius mi-a spus că rămâne la mine, nu are niște oferte din țară, cred, și nu niște fel de oferte, că îl caută lumea. Dar el este antrenorul care mi-a spus, Valer, rămân la Botoșani. Îmi place aici, știu ce am de făcut, pregătim o echipă pentru la anul, căutăm niște transferuri noi acum și încercăm să construim dimers în așa fel încât să avem un parcurs mai bun anul viitor. Dar acum suntem concentrați pe locul 7-8. Pe Mutul ați avut vreo secundă pe lista de posibili antrenori? Da, dar mai de mult, în sensul nu, ce se întâmplă? Eu am apreciat niște antrenori și dau o speranță, nu pot veni la Botoșani. Cred în ei, cum era Mutu, Boftim, Rădoi, să spunem Chivu, mai sunt. Adică foști fotbaliști mari care pot să facă lucruri importante pentru Liga 1. Numai că eu n-am la momentul respectiv, n-am aruncat o cerere de ofertă pe piață, pentru că aveam antrenorul meu. Dar am spus, într-un caz în care ar pleca, uite, atâția sunt niște fotbaliști antrenori care mi-ar place. Dar nu sunt singuri. Mai sunt niște antrenori foarte buni în Liga 1, care sunt de luat în seamă. Și de altă parte, noi ne jucăm cu 16 antrenori sau 20 de antrenori pe care tot timp, știți? A picat acolo, mai stă două luni acasă, iar revine. Sigur că sunt oameni buni care poate să facă, dar nu are nimeni curajul să se mai arunce cum l-am luat pe Croitoru. Eu dacă, de exemplu, a plecat la mine Croitoru, încerc să vin cu caut și acum continuu o altă experiență de genul ăsta. Unui om tânăr, tornic de afirmare, care are minte multă, care și poate construi așa cum vrem noi clubul de la Botoșani. Mulțumim mult de tot, domnule Iftime. O zi bună, spor la treabă. Cu drag. Toate bună bune. Ziua. Da, Remus. Dinamo. Da. Vreau să te întreb de un pic de Dinamo, că mi-am adus aminte acum. Auzisem că e un grup de influență care l-ar vrea pe Croitorul la Dinamo, dar pare o glumă. Deci în momentul în care... Nu, cred că mai degrabă e posibil ca Marius Croitorul să meargă la FC Voluntari. Zău? Pentru sezonul viitor, da. A mai fost curtat de acolo și știu că Bogdan Bălănescu a tot insistat să-l convingă să-l aducă. Și acum că a devenit aproape clar că Ciobotariu va pleca, probabil că voluntarii vor insista din nou la Croitorul.
Așa, ca anvergură a clubului, FC Voluntar nu e cu mult peste FC Botoșani. Dar Croitorul, mai mult decât a realizat până acum la FC Botoșani, nu are ce să facă și lucrează oricum în condiții dintre cele mai proaste din prima ligă românească, condiții de pregătire proaste, un buget mic, salarii foarte, foarte mici. El a fost nevoit mereu să inventeze jucători și până acum a reușit, dar nu ai garanția. Când oferi un salariu maxim de 5.000 de euro lunar, nu ai nicio garanție că vei continua să nimerești în fiecare vară și în fiecare iarnă fotbaliști foarte buni. Un Ejuma, un Enrico Papa, un Racovițan. E posibil ca la un moment dat să nu mai ai inspirație, să nu mai ai noroc. Și atunci ce faci? Ești în gaură în sezonul. Da, e un sezon ratat, un sezon slab. Și nu-ți permiți să repari în iarnă ceva aducând fotbaliști buni, aducându-i pe Nemeț, pe Tamaș, pe Junior Moraiș, pe Săpunaru, pe nu mai știu care. Nu-ți permiți, că sunt salarii mici, orașul nu e ofertant, e greu să aduci pe cineva la Botoșani. Da. Un oraș mic, izolat, fără aeroport, și pentru străini, și pentru românii, cu cote bune și cu eventual și cu niște bani strânși în carierele lor de până acum, nu-i atrage orașul Botoșani. Dar vreau să mai spun, apropo de discuția despre criza din prima ligă, cred că România e singura țară din lume în care e mai bine, e convenabil să joci în Liga a doua, nu în prima ligă. De ce? Decât să fii neplătit în Liga 1, la Clinceni, la Gazmetan, sau la un alt club care te plătește odată la 3-4 luni, cel mai bine e să joci la Ucluj, la Hermannstadt, chiar la Petrolul, la Chiajna. În Liga a doua sunt salarii de 7.000 de euro net lunar pentru un jucător, chiar mai mari de atât. Păi sunt și cine plătește de contul totuși? Că sunt niște salarii uriașe și drepturi TV inexistente aproape. Sunt bani publici. Aha, frumos. Avantajul acesta este, sunt bani publici, consiliile locale virează banii, deci sunt bani pe care te bazezi. Nu... Vinzi un jucător către FCSB, poate că Becali nu respectă termenele de plată. Ajungi prin procese cu el, ți se blochează activitatea. Nu, cu primăria e cel mai frumos, e cel mai bine. La FC Brașov, 1,5 milioane de euro anual de la primărie pentru ca echipa să se străduiască să rămână în Liga a doua. La Iași, 2 milioane de euro pentru 1,5 ani, tot de la primărie. Am înțeles că la Chiajna bugetul ar fi de vreo 3,5 milioane de euro în sezonul acesta. Wow! Da? Tot din bani publici. Da. Bani mulți sunt și la Ucluj, acolo sunt 800.000 de la primărie. Peste tot, mai circulă informația că la Hermannstadt, a spus Dani Coman acum vreo 2-3 zile, după ce a plecat de la Hermannstadt și a revenit, da, a zis s-a rezolvat cu banii pentru că am semnat contracte cu două cluburi, cu doi sponsori foarte mari. Da. Și circulă informația că unul dintre acei sponsori ar fi Romgaz, care tocmai a falimentat Gazmetan, renunțând să mai finanțeze clubul. Interesant. Și se mută acum la Hermannstadt. Se mută la Sibiu. Da. Da, interesantă informație. Bun. Fiind o companie da. Națională, o companie de stat, te gândești că cineva a dat ordinul acesta, nu? Păi, cum se întâmplă? Că cineva a zis... Renunțați, plecați de la media și că nu ne interesează. Da. Și mergeți să finanțați Hermannstadt. Clubul din orașul de unde a plecat un coincidență. Domn. Coincidență, exact. Da. Un pentru domn. Că o companie de stat nu caută publicitate. Romgaz, ce fiind de Romgaz ca să aibă nevoie de reclamă pe tricourile lui Gazmetan sau ale lui Hermannstadt. Adică nu calculează în funcție de da, e clar. Cota de piață. Sigur că da. Calculează nu crește de... cota de piață dacă se uită lumea la Gazmetan cu Clinceni. Da. Așa cum nici Gazprom nu căuta cota de piață exact. În exact. Parteneriatul cu UEFA. Exact. Bun. Uite, hai să-ți citesc o declarație pe care mi-a atras atenția. O declarație a lui Răduceoiu, director sportiv de la Dinamo pentru Orange Sport, spune așa. Indiferent unde vom juca, ne trebuie formație mult mai bună. Problemele sunt destul de grave în ceea ce privește banii. Lucrăm la asta, vom avea după meciul cu Clinceni o nouă discuție. Adică, până acum s-a vorbit, domnule, Dinamo s-a stabilizat un pic în insolvența asta, salarii plătite, dar se pare că e din nou o problemă
Da, și o să fie o problemă și mai mare. Dinamo deocamdată a funcționat achitându-și costurile curente. Da. Încă n-a început să plătească din planul de reorganizare Da. datoriile vechi, care au condus la insolvență. Așa că Dinamo își va dubla probabil cheltuielile când se va apuca să achite și din plan. Și situația va fi cu adevărat, mi se pare, imposibil de gestionat dacă echipa merge în Liga a doua. Pentru că dacă merge în Liga a doua, dispar drepturile TV. Oricum, sursele de venituri înregistrate în planul de reorganizare au fost exagerate îngrozitor, au fost umflate la maximum. Milioane de euro din vânzarea jucătorilor, milioane din sponsorizări, totul era duduia clubul. Oricum au fost exagerate. Dispare singura sursă reală garantată, drepturile TV. Da. Și atunci nu văd cum Dinamo s-ar putea descurca în Liga a doua, unde, spuneam mai devreme, ajuns să concurezi cu cluburi care primesc injecții, perfuzii de la primării de milioane de euro și tu ai doar DDB. DDB care nu are cum să păstreze randamentul de până acum, că a fost o explozie la început, un entuziasm care i-a făcut pe oameni să doneze. De acum înainte vor mai dona, cred, doar fidelii, Da. doar ultras, cei foarte, foarte dedicați. Pentru că oamenii așteptau o ieșire din criză și ieșirea din criză, măcar sportivă, nu s-a Da, și petrecut. sunt și oameni care nu-și permit să doneze. Nu sunt Da, numai da. afaceriști, membri DDB, sunt studenți, sunt pensionari, au fost și publicate cazuri. Sunt oameni pentru care contează fiecare 10 lei pe care îi rup Da. din buget. Au făcut asta deja o dată, de două, de 9 ori, din dragoste pentru club, din pasiune, dar cum spuneai și tu, când ei văd că își sacrifică finanțele oricum slabe Da. ca să salveze clubul Dinamo și nu-l salvează, pentru că e ca o gaură neagră, bagi în continuu, arunci ca într-o fântână monede. Nu se schimbă nimic, nu se întâmplă nimic. Țineți ideea un pic, discutăm acum cu un fost oficial al clubului Dinamo, actualmente președinte la Chiajna, domnul Cristi Tănase. Bună dimineața, domnule Tănase. Bună dimineața! Ce faceți? Am văzut rezultatul de ieri. Aveți o evoluție din asta, așa Ne sunteți. dormiți supărați? Sunteți supărați? Bineînțeles, e normal să fim supărați pentru evoluția extrem de modestă a echipei noastre din acest play-off. Ok, dar ce s-a întâmplat cu echipa în play-off ăsta? Că sunt 5 înfrângeri din 7 meciuri, cele mai multe pentru orice echipă din play-off ăsta. Da, și ultimele 4 consecutive. Da. Am primit 10 goluri și am marcat de 2. Evoluția e modestă și chiar aseară, până târziu, noaptea, am stat la încă o analiză împreună cu antrenorul și cu managerul sportiv și cu președintele executiv, am discutat. Pentru noi, sau pentru mine cel puțin, e destul de clar. La momentul actual, asta este valoarea echipei, lotului Așa. format. Și din acest motiv avem aceste rezultate. Atât putem. Nu că nu ar vrea jucătorii, sau, dar atât se poate, din păcate. Din Și păcate. rolul lui Zicu? Și este foarte bine determinat rolul lui Zicu. Zicu muncește în fiecare zi, el și staful lui, cum și Claudiu Niculescu a muncit înainte, dar cred și de fapt sunt cam convins că mai ales în iarnă, în loc să ne întărim echipa, am slăbit-o. Cum așa? De ce? Păi, mare parte prin transferurile pe care le-am făcut. Deci, repet, în loc să întărim echipa, noi am slăbit-o, din păcate. Am înțeles. Câteodată știți cum e, transferurile îți ies, altădată nu îți ies. Cred că asta s-a întâmplat la noi. Nu ne-au ieșit transferurile 100% sau măcar, eu știu, 90%, 80%. Nu, și ne așteptam la o totuși tot o altă evoluție. Credeam că vom crește în acest play-off și ne putem bate cu șanse reale la promovare. Din În păcate. mod normal veți juca un baraj cu Chindia. În mod normal, vi se pare că ați avea motive să sperați la promovare? La cum arătăm astăzi, sincer, nu. Și nici nu arătăm ca o echipă care să merite să. Sportiv mă refer. Da. Ca o echipă care merită să joace în Liga 1. Așa cum arătăm noi în ultimul timp. Așa cum am arătat în acest play-off. De sportiv, sub nicio formă, nu arătăm ca o echipă care merită să joace în Liga, să promoveze în Liga 1.
Apoi în Liga 1 se joacă un alt gen de fotbal. Este diferit față de Liga 2. Îmi pare rău din punct de vedere financiar că nu că am făcut niște eforturi și nu ne sunt răsplătite cu niște rezultate. Dar repet, pe jucători până la urmă n-am fost supărat, sunt supărat, dar trebuie să înțeleg și faptul că și ei își doresc, dar mai mult de cât s-a făcut până acum nu se poate. Poate dă Dumnezeu ca în ultimele trei jocuri din campionat, din play-off, să se schimbe ceva și să redresăm situația și să prindem barajul de care mi-ați spus mai devreme. Uh-huh. Pentru că, deocamdată, mai sunt noi, mai avem trei jocuri, Slobozia mai are patru, avem și meci direct săptămâna viitoare la Slobozia și se joacă acest loc de baraj. Vă așteptați la vreo surpriză? Deși teoretic nu se mai poate întâmpla chestia asta, dar în România orice e posibil. Cu statutul CSEA Steaua pe final de sezon? Nu cred că nu e posibil așa ceva din punctul meu de vedere. Okay. Este o situație similară cum a fost și, dacă vă aduceți aminte, FC Argeș în trecut. Da. Da. Nu cred că se va întâmpla acest lucru, sub nicio formă. Vă întreb și despre, să o numesc așa, prima dragoste, e greșit dacă spun Dinamo? Nu e greșit. Ok. Aveți dreptate. Cum se vede ce se întâmplă la Dinamo? Cum se vadă, nu știu, cam. Cum v-am povestit din asta, dacă vă aduceți aminte, acum mulți ani. Așa? Vă aduceți aminte, când ne-am întâlnit la o cafea și am discutat și v-am spus cam ce urmează, sau cum se spune în fotbal, v-am dat-o pe poziție viitoare. Așa. Vă aduceți aminte că era 2013, parcă, 2014. Și nu v-am luat în seamă. Nu v-am crezut. Nu m-ați crezut, din păcate. Cum nu m-ați crezut când v-am spus că în spatele spanielilor nu este cine mi-ați spus dumneavoastră. Borcea. Exact. Da. Dar în spatele lui Dinamo acum este domnul Badea, care a fost și pe la dumneavoastră. Da. Așa este. Da. Așa este. Doar că înțeleg că sunt... Chiar nu a fost, doar ne-a sprijinit cu anumite chestii. Da. Sponsorizare, publicitate, dar fără o influență, pentru că eu am o relație extraordinară cu domnul Nicolae Badea. Înțeleg că e totuși e un pic frustrat și domnul Badea, că sunt totuși niște forțe care trag în direcții diferite în club în momentul ăsta. Suporterii pe de-o parte, domnul Badea pe de-o parte, administratorul. Da, eu știu, dacă domnul Badea, din punctul meu de vedere, fără să fiu subiectiv sau dacă domnul Badea se implica mai mult, așa. Dar nu cred că a mai dorit, pentru că i-au ajuns niște chestiuni din trecut. Când s-a scris pe toate gardurile, știți, cu pleacă Badea și... Da. Așa, dacă se implica mai activ și nu cred că se ajungea chiar în... Să nu se ajungea în situația asta, așa cred, așa zic eu. Uh-huh. Dar la momentul actual, Dinamo arată așa cum v-am spus atunci, acum ani de zile, că va arăta, pentru că a intrat și într-un faliment sportiv de ani de zile, nu de un an sau doi. Într-un faliment sportiv și e mai grav ca un club... detalia lui Dinamo să intre într-un faliment sportiv. Financiar o mai redresezi, pentru că e un nume, un brand, dar sportiv e mai grav dacă falimentează. Lucru care s-a și întâmplat și de asta se întâmplă ce se întâmplă. Sunt curios, ce ați anticipat atunci la cafea cu Costin și care au fost elementele care v-au determinat să anticipați un dezastru? Ce vedeți? După discuțiile avute cu fostul acționar, care preluase și își dorea atât de mult să preia, să fie acționar unic, mi-am dat seama că nu urmează că clubul nu va avea un viitor strălucit. Când nu ai noțiuni așa cât de cât elementare despre fenomenul ăsta, că e foarte complicat, nu este așa de ușor. Poți să trăiești o viață în fotbal și să nu înțelegi nimic. Da. Și mi se demonstrează și mie aproape în fiecare an lucrul acesta, că e posibil așa ceva și tot încerc să mă perfecționez. Sper să reușesc până la urmă. Mergeți pe undeva, pe la Coverciano, pe undeva sau cum? Nu am valențe tehnice și niciodată. Păi nu, că acolo se face și o școală de asta de management sportiv. Ar fi bine, da, dar deja am înaintat în vârstă și mi-aș fi dorit totuși chiar să fie. Mă rog, să vă răspund la întrebare, de unde am dedus? Am dedus din ceea ce urma și din oamenii de care la un moment dat a fost înconjurat acționarul respectiv și credea că le știe pe toate, le cunoaște pe toate. Din păcate s-a demonstrat că nu e așa și chiar într-un fel sau în altul m-am bucurat că n-am mai
activat acolo, că poate mă simțeam și eu vinovat și că sunt și eu părtaș la ce s-a întâmplat. Dar s-a plecat pe alt drum. Îmi pare rău pentru club, îmi pare rău pentru vremurile glorioase ale acestui club și am trăit timpuri foarte, foarte plăcute acolo și am amintiri extraordinare, cu oameni extraordinari de acolo. Dar dacă ar fi să vă uitați din nou în globul de cristal în care v-ați uitat acum câțiva ani, ce vedeți în viitor pentru Dinamo? Ceață. Fum. E fum de la vrăjitoare, cred că, de la mult. Ceva. Mult, mult. De la cazanul. Da, 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 da. Lângă globul de cristal. Cu catran. Da, așa este. Deci e neclară situația. Vă dați seama, insolvență, din nou, e greu. Da. E greu, e greu. Sper să se redreseze situația. Le doresc din suflet să redreseze situația, dar acolo trebuie, într-adevăr, nu știu, pus o bombă, să zic așa, între ghilimele, și făcut o reconstrucție și vă dați seama, reconstrucția va dura cel puțin cât a durat distrugere. Mulțumim, domnule Tănase. Toate bune, sănătate. Asemenea, sănătate, numai bine. Numai bine. Da, complicată și situația în Liga a doua, destul de strânsă povestea pentru cele două locuri. În momentul ăsta sunt 3 puncte între Petrolul și U Cluj, care cade de pe locul 2 după victoria celor de la Hermannstadt. Însă hai să vorbim despre, că mai avem un sfert de oră, să vorbim despre Liga 1 și despre așteptările din acest weekend de Liga 1. Pentru că toată lumea va fi cu ochii pe meciurile CFR Faru și FCSB FC Argeș. Ce așteptări ai? După ceea ce am văzut și în etapa trecută, nu cred că mai sunt capabile Faru și FC Argeș să le încurce pe cele două favorite. Da. Probabil că în afara meciului direct FCSB CFR, meci programat în ultima etapă, un rol important o să mai joace Craiova, care o va întâlni pe fiecare dintre ele două. Uh-huh. Și Craiova ar putea să fie singurul arbitru. Da. În afara derbiului din ultima etapă. Eu merg, oltenii vor avea și cu FCSB de jucat și cu CFR, de prestația lor și chiar și de intențiile lor s-ar putea să depindă titlul. Craiova a mai influențat odată decisiv aproape lupta pentru titlu, uh-huh, atunci când a facilitat câștigarea campionatului de către Viitorul. Cu echipa de copii. Cu echipă de rezerve ale rezervelor, da, plus copii. Da. Atunci a debutat Andrei Vlad în prima ligă. Uh-huh. El fusese trimis pe teren pentru că era un portar foarte tânăr și neexperimentat. Era o victimă perfectă. Da. Dar a apărat atât de bine încât i-a chinuit pe oamenii lui Hagi, care au avut emoții, să câștige un meci, da, pe care Craiova voia să-l piardă. Deci, așa că, fără să fie un club suspectat în general, că nu au fost, nu țin minte multe situații în care pe Craiova s-o bănuim în anii aceștia de când e în prima ligă, s-o bănuim că ar manevra cumva rezultate, dar precedentul acela ne arată că e un club dispus să joace un rol de arbitru cu intenție atunci când îl poate juca. În rest, FC Argeș, Farul, nu cred că mai pot să influențeze ceva, deși miza ar mai avea ambele. Da. În situația în care Craiova ar câștiga Cupa României, locul al patrulea din play-off ar participa în barajul acela cu campioana din play-out, da, pentru o poziție de preliminarii conference. Mhm. Uh-huh. Dar nici nu știu la cum arată. Probabil că lui Hagi cred că i-ar conveni să participe echipa lui în preliminarii, că și-ar mai expune un pic jucătorii tineri, i-ar mai etala pe piață. Pentru cluburi ca FC Voluntari, FC Argeș, nici nu știu dacă ar fi un obiectiv să prindă cupe europene. Ce să fac? La ce le-ar ajuta? Îl încurcă. Da. La grupe este exclus. Nici n-ai cum să visezi că, da, poți să ajungi în grupe, că n-ai cum să ajungi în grupe. Poți eventual să-ți strigi vara, programul de pregătire, să te faci și de râs, că vorbeam mai devreme. Din moment ce Caragandă și Laci le-au scos pe FCSB și pe Craiova, de ce ar avea șanse să se califice FC Voluntar sau FC Argeș? Nu, ar fi victime, s-ar putea face de râs chiar și mai rău. Încep sezonul prost,
cu o rușine, pe urmă se strică atmosfera, eventual îți mai dai afară și antrenorul. Uite, Sepsi. Da. Sepsi a fost în Europa în sezonul trecut, n-a realizat nimic important, a ieșit din preliminarii rapid. Dar nu rușinos, dar nu rușinos. Nu rușinos, dar a ieșit cu Târnava. Aha. O echipă din Slovacia, o echipă fără tradiție mare în Europa, fără buget mare, fără niciun argument. Da. Și pe urmă, de acolo, de la participarea scurtă și submediocră europeană, a urmat o criză care a fost fatală lui Grozavu. Echipa a ajuns în play-out acum, un regres față de ediția trecută. Deci nu e o afacere, e afacere dacă ai echipă bună și poți să treci 2-3 tururi, măcar. Dacă nu ajungi în grupe. Măcar 2-3 tururi, din premiile pe care le obții, scazi costurile, eventual cu vreun charter, dacă nimerești prin Kazahstan, scazi costurile și tot îți rămâne un profit. Și atunci e bună participarea europeană, dacă rămâi cu 200-300-400.000 de euro de pe urma ei. Dar altfel nu te ajută chiar la nimic, doar să te lauzi în fața suporterilor și în fața votanților ca primar. Uitați-vă că am dus echipa în Europa. Discutăm acum cu președintele celor de la FC Argeș, club care o întâlnește pe FCSB luni, seară la 20:30. Jean Vlădoiu e în direct cu noi prin telefon. Bună dimineața, Jean! Bună dimineața! Așteptări de la meciul ăsta sau așa, mergeți să băgați degetul în mare și după aia să vă speriați că îi va apare ce și să-l scoateți? Exclus, știți că noi încercăm de la meci la meci, cel puțin în play-off, în afară de meciul cu Faro și ultimul meci contra celor de la Craiova, am avut meciuri disputate și chiar contra celor de la FCSB, știți că au ieșit foarte multe discuții. Da. Și am pierdut în ultima fază. Adică eu cred că băieții, din cât am vorbit și cu Andrei și cu ei săptămâna asta, după acest eșec usturător contra celor de la Craiova, eu cred că am învățat ceva și din acest duș rece, că totdeauna înveți câte ceva și dintr-o înfrângere, dacă vrei să înveți și să elimini greșelile pe care le-ai făcut și sigur că îmi doresc din tot sufletul ca meciul următoare să vedem aceeași echipă pe care am văzut-o și înainte de play-off, cu determinare, agresivitate, un grup unit, pentru că noi așa am obținut rezultatele. Exclus, exceptând cele două meciuri de care vorbeam mai devreme, contra celor de la Faro și contra Universității Craiova. Voiam să te întreb o chestie. Ce a vrut să spună la Tovleviș la declarația de după, pe care am văzut-o cu toții? O declarație ușor ambiguă, dar și în același timp, dacă extrageai din ea ce probabil ce a vrut să spună, era o declarație destul de tare și de acidă. N-am văzut, sincer, n-am văzut declarația. Am auzit discutându-se, dar acesta este Lato. Lato este un jucător cu experiență, care a jucat la cel mai înalt nivel. Uh-huh. El, după fiecare meci, se căuta de media și de declarații, n-am eu ce să comentez. Nu cred că... Sunt momente când, după meci, ești foarte nervos. Sigur că toți își doresc să câștige, să joace bine. Și Lato este unul din jucătorii cei mai experimentați, alături de Tănase. Sigur că nu digeră foarte bine aceste înfrângeri, ca și noi de altfel. Da, dar riscă să se producă o fisură în vestiar cu astfel de declarații, mă gândesc. Nu există la noi fisuri în vestiar. Te cunosc atât de bine încât îl știu pe Lato și am discutat și eu și Andrei cu Lato, totul e în regulă. Nu este vorba de fisuri la noi în vestiar. Avem atmosferă bună, avem susținere în continuare din partea domnului Gentea din ultimele discuții, deci nu se pune problema. Acum să vedem ce vom face în următoarea perioadă, în următoarele meciuri, că sunt meciuri foarte grele și cu siguranță la Pitești anumiți jucători, fiind la sfârșit de contract, vom vedea dacă vom mai continua, vom încerca să aducem jucători valoroși la Pitești și să continuăm ceea ce ne-am propus cu toții, să formăm o echipă competitivă care să joace un fotbal plăcut și, bineînțeles, rezultatele care ne țin în viață. Fără rezultate, indiferent ce ai face, indiferent ce ai explica și ce transferuri și ce, eu știu, ce mai zice noi, dacă nu joci și nu ai rezultate,
Sigur că suporterii au suferit, din păcate. Am reușit să ne aducem suporterii la semifinala aceasta de la voluntari. Un timp, ați văzut și dumneavoastră, am jucat mai mult polo decât fotbal, dar au venit suporteri pe acea ploaie de la Pitești, cum noi n-am avut nicio deplasare. Acum, după sărbători, de asemenea, noi așteptam să vină atât de mulți și au venit în număr foarte mare. Din păcate, umilința pe care am suferit-o, da, am plecat așa cu un gust amar, dar așa ce, lucrul care l-am spus de atâtea ori, a trebuit să jucăm, a trebuit să avem rezultate și cu siguranță la Pitești emulația va fi din ce în ce mai evidentă. Și am avut dreptate. Atunci când joci și ai rezultate, vin suporteri la stadion, că au ce să vadă. Și prezentăm interes. Am avut vedea, pentru că avem această semifinală, unde eu îmi doresc foarte mult contra trio de la voluntari să întoarcem acest scor de 2-0, nu este imposibil. Și sigur, în meciurile de campionat, unde Andrei va trebui să gestioneze foarte bine în funcție de lotul pe care îl are, să abordăm cu maximă seriozitate, așa cum am făcut-o și până acum, toate meciurile din play-off, care a mai rămas de jucat. Vreau să te mai întrebat, de fiecare dată când am vorbit cu tine, te-am întrebat despre Cristi Dumitru. De ce e scăderea asta lui de randament față de sezonul trecut? Bine, Cristi Dumitru a jucat și mai puțin. A avut o perioadă, după cum bine știți, a fost cam 3 săptămâni accidentat, a făcut o ruptură fibrilară, după care și-a revenit, a fost rezervă la meciul de la Craiova. Și a luat acel cartonaș roșu, da. El nefiind în teren, da. Iarăși 3 etape, asta a însemnat încă 3 săptămâni, după care sigur că Pijvan a jucat foarte bine, el a fost mai mult rezervă, dar când a intrat, după părerea mea, a încercat să dea totul pentru echipă și să facă lucrurile cât se poate de bine, atât cât a putut el în perioada aceea. Pentru că venind și după atâta perioadă de inactivitate, să spun așa, doar antrenamente și antrenamente făcute, vă dați seama, ruptura fibrilară l-a ținut 3 săptămâni până și-a revenit, iar după aceea încă 3 săptămâni. Dacă am dus 2 luni de zile, da. Și a fost foarte greu să revină, dar acum, după părerea mea, este într-o formă bună și la ultimul meci, dacă la 0-0, când a vrut să joace din prima înapoi către Said, ar fi dat pasa bine și am fi dat gol, eu zic că lucrurile ar fi stat altfel. A avut o situație foarte bună. El apare acolo la gol, e un copil care iese în evidență prin execuție, are viteză bună, dribling bun. Dar eu am mare încredere în el. Mie îmi place foarte mult Cristi Dumitru. E clar că Prepeliță va continua la FC Argeș? Da, din câte am discutat la ultima întrevedere de săptămâna trecută cu domnul Genta, lucrurile sunt în regulă. A urmat doar această procedură de a-și contacta avocatul. Andrei și eu cred că chiar azi, mâine, contractul se poate semna. Sau dacă nu, cel târziu, luni, marți, bine, că luni vom juca la București, poate marți cel târziu, dacă nu săptămâna aceasta, dar în mare lucrurile sunt ok, vom continua, pentru că aveam nevoie, existând această incertitudine, mai rămâne Andrei, nu mai rămâne, știți cum e, se transmite și la jucător și eu am fost într-o situație așa am fost mai stresat, să spun așa. Dar acum lucrurile sunt în regulă, Andrei va avea credit, după care va trebui să semnăm și cu preparatorul fizic și cu secunzii, deci staff-ul va rămâne același și după aceea să ne apucăm de treabă. Deja eu zic că ușor-ușor vom aduce și alți jucători, așa cum v-am spus mai devreme, și la Pitești eu cred că lucrurile vor intra pe un fogaș normal și ne vom vedea în continuare de treabă și sperăm să reușim ceea ce ne-am propus. Mulțumim, Jean Blădoiu, pentru această intervenție. Și eu vă mulțumesc, emisiunea frumoasă în continuare. Numai bine. Da, am ajuns la final. Vorbim un pic și de Ionuț Radu, cel care comite o gafă teribilă în meciul cu Bologna. Da. Cât crezi că va cântări greșeala asta în cariera lui? Chiar vorbeam aseară la DigiSport cu Daniel Stanciu și Daniel a avut o opinie pe care o cred, cu care sunt de acord. A zis că după gafa aceasta îi se pare că în Italia i s-au închis toate porțile lui Radu. Așa. Adică el nu mai apărase în Serie A de aproape un an, din mai 2021. Da. Anterior fusese împrumutat la Parma
6 luni în care nu apărase deloc, s-au adunat prea multe momente slabe, șomaj, șomaj în sensul că n-a apărat, nu că da. Era pe din afară, că avea contract, dar un an și jumătate de stat pe margine. Apare după un an în campionat și face gafa aceasta într-un meci foarte, foarte important. Că spunea și Inzaghi după meci, dacă ar fi fost 4-1 pentru noi și Radu ar fi comis gafa, nu s-ar fi discutat. Da. Ghinionul lui Radu e că nu era 4-1 și că din cauza acestui gol pe care el l-a creat aproape, e posibil ca Inter să piardă titlul. Și o să rămână cu ștampila, o ștampilă pe care o vor vedea și celelalte cluburi din Serie A. Practic, el de când e în Italia, exceptând o jumătate de an petrecută la Genoa, unde a apărat în 17 meciuri, da. Rest a stat pe margine, în continuu, în continuu, în continuu. La echipa națională a României a avut ocazia să fie convocat, nu s-a impus pentru că a intrat într-un conflict cu fotbaliștii mai bătrâni și mai vechi din lot, care l-au exclus, de atunci n-a mai fost chemat la națională, la cluburi nu apără. Mi se pare și mie că poate ar fi bine să schimbe campionatul și să meargă într-un club în care să fie important. Că nici statutul acesta nu e grozav. Când tu știi, cu Handanovic nu e nicio concurență. Deci Radu poate să se transforme în Spider-Man. Da. Deci degeaba, poate să fie Spider-Man. Tot rezervă o să fie. Și atunci, cred că nu te mai aperi cu, nu te mai antrenezi cu același chef. Când tu știi, orice ar fi, duminică apără Handanovic, miercuri Handanovic, duminică iar Handanovic. Și când nu apără Handanovic... Și când apără Handanovic odată pe an, intri tu și mănânci meciul. Da, mulțumesc mult de tot, Remus, pentru prezența în dimineața asta. Vă mulțumesc și vouă că ne-ați urmărit. Ne revedem luni dimineață la GSP Live. O zi bună, nu uitați site-ul Gazetei Sporturilor www.gsp.ro pentru toate informațiile importante, relevante din sport. O zi bună, toate bune!